Budureasca, vinuri nobile românești vă prezintă Arta Vinului. Bine ați venit în Templul Vinului din Dealul Mare. Îmi place foarte mult definiția dată de ilustrul Păstorel Teodoreanu, care iubea mult vinurile din Dealul Mare și ne spunea despre vin că ar fi singura ființă lichidă vie, care se naște, trăiește și moare. Oenoturismul sau turismul în podgoriile și cramele marilor producători începe să fie o practică și la noi. Plăcerea românilor de a bea vin reușind să ajungă din urmă rafinamentul vinurilor noastre. O sesiune profesionistă de degustare se prezintă ca o adevărată vacanță. Partea activă a vizitei la Podgorie e reprezentată de turul viilor, al cramei și al încăperilor în care se face și se păstrează vinul la învechit. And as you can see, we have actually lots of different types of oak here. Some American oak, some French and some Romanian. Each barrel will give a different flavor to the wine. This is what makes the difference between a good wine and a great wine. Cât despre jumătatea de relaxare pură, e asigurată firește de băutul vinului. La o astfel de vacanță la cramă, gazdele împart cu generozitate băuturi de cea mai bună calitate, dar și sfaturi și secrete din împărăția vinului. Că avem un asamblaj și fiecare vin vorbește în felul lui prin aromele exprimate în acest pahar. Cabernet Sauvignon vine cu ușoare note de coacăze, Pinot Noirul foarte fin acolo ascunde niște zmeură, Merlot-ul pitește niște cireșe și Raul pune condiment, poate un praf de piper alb și, bineînțeles, domnia sa, feteasca neagră, vine cu acea prună uscată în ecuație să întregească nasul. Excelentă alternativă de petrecere a timpului liber pentru cei cuceriți de cultura vinului, cunoscători sau doar pasionați, oenoturismul se adresează și firmelor, care pot organiza la crame conferințe, team building-uri sau petreceri. Un program prezentat de Budureasca, vinuri nobile românești.